Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră, să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcă ea gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta. A spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei: cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzu grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Și Buburuză, prieteni sunt de când. Concurs de gimnastică.
Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp! Azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de Fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobiță a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic, mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă! Vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor Fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă, locul întâi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care s-a auzit din nou. Ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni.
a fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârî la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi! Bobița i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat de otită și ce a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine, și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, copii mici și mari. Lângă grădiniță erau două terenuri de fotbal. Copiii mici se jucau cu mingea lângă brad. Biluță, micuța Gâză, era capitanul, micul parazit al lemnului era portar, iar băieții furnică formau restul echipei. Copiii mari se jucau la umbra stejarului. Vendel Rădașca, Baltazar Albinuța, Dima Gândacul Cartofului și Bobiță Băiatul Melc. Copiii mici se jucau cu o minge de cauciuc cu buline, iar cei mari aveau o adevărată minge de fotbal. Într-o zi de toamnă, Baltazar a luat mingea copiilor mici și a început să jongleze cu ea.
Uitați-vă la mine! I-a tachinat el. Dă-ne înapoi, e a noastră! S-a văitat Biluță. Vreau doar să vă arăt cât de sus pot să dau cu mingea. S-a lăudat Baltazar și i-a dat un șut puternic mingii de cauciuc. A lovit-o atât de tare încât mingea s-a spart. Ne-a mai rămas o singură minge. Copiii mici o pot lua dimineața, iar copiii mari se pot juca cu ea după masa, a stabilit educatoarea Bondar. Copiii mari tot luau mingea de la copiii mici, iar copiii mici o furau de la copiii mari. Se certau în continuu. Jucați împreună? I-a întrebat Buburuză pe băieți. Împreună? Niciodată! Copiii mici sunt slabi și neîndemânatici, s-a răstit Vendel Rădașca. Iar copiii mari sunt răi și ne împing, s-a răstit înapoi micul băiat Furnică. Nu mai fiți răi, mai bine jucați o partidă, copiii mici contra copiilor mari. Cum ar putea câștiga 4 copii mici împotriva 4 copii mari? S-a plâns parazitul lemnului. Bine, atunci, eu și Săltăreața vom juca în echipa copiilor mici. Așa vom fi 6 copii mici contra 4 copii mari. Ce spuneți de asta? A întrebat fetița Mămăruță. Minunat! Au încuvințat cu toții. Au început să joace. S-au distrat atât de bine încât nici nu au observat cum trece timpul. La final, datorită unui glob abil al lui Biluță, copiii mici au câștigat partida cu 5-4. Vom face la fel și mâine, i-a spus Baltazar lui Biluță, micuța Gâză. Ne vom lua revanșa! A doua zi au jucat meciul de revanșă. De această dată, copiii mari au bătut echipa lui Biluță cu 4-3. La urma urmei, copiii mici nu sunt chiar atât de neîndemânatici, a mormăit Vendel, iar cei doi căpitani și-au dat mâna. A doua zi, un copil nou a venit la grădiniță. Micul Purice și-a adus cu el propria minge vărgată și a lăsat pe copiii mici să se joace cu ea. Astfel, echipa lui Biluță s-a întors lângă brad, iar copiii mari au rămas pe terenul mare. Uneori au jucat și fotbal împreună, dar nu au mai numărat golurile. Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Fetița Bondar. Bobiță, Buburuză și Baltazar au pornit dis de dimineață pe câmpie ca să încerce noua parașută cu sută de albinuță. Acolo mai era cineva, o fetiță Bondar necunoscută, care culegea flori de liliac și între timp cânta voioasă: primăvara a sosit, tra-la-la-la-la, liliacul a înflorit. Baltazar i-a vorbit primul: bună, fetiță Bondar! Eu sunt Baltazar, băiatul albină, cel de lângă mine e Bobiță, băiatul melc, iar ea este Buburuză, fetița Mămăruță. Tu cine ești? Eu mă numesc Dorothy, sunt în drum spre casă și am făcut cale lungă. M-am oprit să mă odihnesc pe câmpie. Noi tocmai vrem să încercăm noua parașută, vrei să vii cu noi? Întrebă Baltazar. Vin, cu plăcere! Baltazar și Dorothy au sărit primii de pe deal, apoi fiecare a încercat parașuta pe rând. S-au jucat până seara târziu. Nu-i așa că vii și mâine cu noi? A întrebat emoționat Baltazar. Nu,
Din păcate, mâine trebuie să pornesc dimineața de vreme. Locuiesc departe de aici și am foarte mult de zburat. Așa că Bobiță, Buburuză și Baltazar și-au luat rămas bun de la Dorothy. În drum spre casă, Baltazar era atât de mâhnit încât Buburuză l-a întrebat: ce-i cu tine? Baltazar e îndrăgostit? Chicotea Bobiță. Bobiță, nu e frumos să râzi de cineva? S-a răstit la el supărată Buburuză. Știi ceva, Baltazar? Spune lui Dorothy să rămână aici. Îi vom construi o căsuță în pădurea noastră. Ce idee bună! Mâine dis de dimineață am să merg pe câmp și am să o rog să rămână. A doua zi, Baltazar, Bobiță și Buburuză s-au trezit de vreme. Fugeau spre câmpie ca să vorbească cu Dorothy. Dar vai, au întârziat. Fetița Bondar plecase deja la drum, dar a lăsat o scrisoare prinsă pe un copac în care își lua rămas bun de la prieteniei. Baltazar s-a așezat pe iarbă și a început să plângă. De data asta, Bobiță nu mai râdea de el. Să mergem după ea, a spus băiatul Melc. Sigur o ajungem din urmă. Bobiță, tu mergi încet ca un melc. În felul acesta nu vom ajunge din urmă pe Dorothy, zise amărât Baltazar. Bobiță era să se supere când dintr-o tufă ieși un arici. Poate vă ajut eu. E drept că nu mă mișc prea repede. Totuși sunt mai rapid decât voi. Micii prieteni s-au bucurat nespus de mult. Au făcut o mică trăsură din coș de castane, au agățat funia trăsurii de țepi ariciului și micul atelaj porni la drum. Să ne odihnim puțin, propuse Buburuză. Ne continuăm drumul mâine dimineața. Dar Baltazar se puse iarăși pe plâns. Nu vom găsi niciodată! Ce miros plăcut de liliac! Strigă deodată Bobiță. Liliac? Se miră Buburuză. Veniți cu mine să ne uităm prin prejur. N-ai avea chef să trăiești de acum înainte în pădurea noastră? Ți-am construit o căsuță așa cum ți-o dorești tu. Nu ar mai trebui să zbori pe meleaguri îndepărtate. Am fi fericiți dacă ai rămâne cu noi. Da, așa e. Am fi foarte fericiți, au aprobat Bobiță și Buburuză. Mulțumesc, rămân cu drag aici la voi, a răspuns Dorothy emoționată. Ați făcut un drum atât de lung ca să mă ajungeți din urmă. E tare drăguț din partea voastră. S-au așezat în atelajul arici și s-au întors în câmpie. A doua zi de vreme s-au apucat de treabă. Au construit o căsuță frumoasă pentru Dorothy la marginea terenului cu lilieci. Când au terminat căsuța fetiței Bondar, au dat o petrecere. Au venit cu mic, cu mare locuitorii pădurii și au dansat și au mâncat până târziu. Au salutat noul locuitor al pădurii cu o petrecere voioasă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu buline a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie. Au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci! A strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit.
Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut. Coțofana a fost. A zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul. S-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, Coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe Coțofana? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o. A zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat Coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura Coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura Coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și-au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când Coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu e al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată, e adevărat. Coțofana ți-a luat castronul, dar ți-l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și-au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus Coțofana. Dragă Coțofana, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, cărți cu zâne. Fulgușor, fetița Fluturaș, avea un joc preferat de cărți. În total erau 16 cărți cu zâne frumoase, în rochii galbene, albastru închis, roz, verzi, portocalii, roșii, mov și albastru deschis. Nici o carte nu era la fel. Fetele jucau tot timpul cărți de memorie cu zâne. Vendel Rădașca s-a gândit să facă o glumă oribilă. Aș putea văzgâli toate cărțile, gândi el în sinea lui cu obrăznicie, dar n-a îndrăznit să o facă. Așa că a încercat să-l convingă pe Baltazar să distrugă acele cărți. Baltazar, n-ar fi distractiv să mâzgâlim toate cărțile lui Fulgușor? Alminuța naivă a chicotit cu șiretenie și a început să mâzgălească toate cărțile cu o cariocă verde închis. A desenat mustăți, coarne, furci și cozi de diavol pe imaginile frumoaselor zâne. Fetița Flutura și-a văzut cărțile în acea după-amiază și a strigat îngrozită. Ce s-a întâmplat cu minunatele mele cărți? A întrebat ea cu voce speriată și Fulgușor a început să plângă. Ce lucru îngrozitor! Cine ar fi putut face așa ceva? A întrebat Dolly foarte șocată. Eu știu cine a făcut-o, doar Baltazar are o cariocă verde închis, a spus Adiere pe un ton nervos. Și am văzut o pată verde pe mâna lui. Tu ai făcut asta? A întrebat Bobiță supărat. Nu așa s-a întâmplat.
Atunci cum s-a întâmplat? E numai vina lui Vandal, a fost ideea lui. Dar eu n-am mâzgălit cărțile. Fulgușor plângea, iar veverița regii a luat-o în brațe să o consoleze. Cel care a pus la calea asta e obraznic, la fel și cel care a făcut-o, a spus tăios veverița regii. Amândoi sunteți obraznici. A fost o glumă foarte urâtă, băieți. Cum ar fi dacă v-am sparge mingea de fotbal? A adăugat adiere. Nu ați fi foarte triști? Ai dreptate, a recunoscut Vandal. Fulgușor, vom lua cărțile și vom încerca să ștergem zgâlelile. Bine? Bine, a spus fetița fluturaș. Vandal și Baltazar s-au întors triști acasă și s-au apucat imediat de treabă încercând să repare cărțile pe care le-au mâzgălit. Dar cu cât încercau mai mult, cu atât mai tare le strigau. Radiera a găurit hârtia și s-au pomenit cu găuri peste tot. Bobiță, ajutor! N-am reușit să ștergem mâzgălelile și am făcut găuri cu radiera! Dar carioca nu se poate șterge. Să mergem să cerem ajutorul lui Buburuză. Buburuză, ajutor! Nu putem repara cărțile! Nu pot să vă ajut! A fost numai ideea voastră, rezolvați problema singuri! Nu fi nedreaptă, Buburuză, te rog să-i ajuți! Vandal și Baltazar chiar vor să îndrepte lucrurile! Bine, intrați! Cei trei băieți s-au așezat la masă. Nu pot fi reparate! Băieții erau înmărmuriți de tristețe. Trebuie să găsim o soluție și am deja o idee. Să facem alte cărți. Buburuza a pus pe masă câteva foi cartonate albe și a scos cariocile. Băieții au decupat cărțile, iar Buburuza a încercat să copieze desenele cu zâne. Apoi, Baltazar și Vandal le-au colorat cu grijă. Curând, toate cele 8 zâne au fost gata. Și desigur, erau 2 din fiecare. Desenez foarte frumos, Buburuză. Acum dați-le lui Fulgușor și cereți-vă scuze. Fulgușor, privește, ți-am făcut un nou set de cărți. Buburuză le-a desenat, iar noi le-am colorat. Te rugam să fii din nou prietena noastră. Fulgușor a răsfoit cărțile și zâmbetul i-a apărut pe față. Mulțumesc, a spus ea și a invitat pe băieți în casă. Curând li s-au alăturat Bobiță, Buburuză și Adiere. S-au jucat toți cu noul pachet de cărți până târziu și au devenit din nou cei mai buni prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, roata uriașă. Furnica regină era bolnavă de multă vreme. Răcise atât de tare încât zăcea în pat cu febră de câteva săptămâni. Când în sfârșit s-a simțit mai bine, furniciule s-au hotărât să-i facă o surpriză pentru a-i sărbători vindecarea. S-au tot gândit ei și au chibzuit până când una a strigat: să construim o roată uriașă, acolo, pe deal! Se va întoarce încet, iar noi vom putea admira întreaga pădure din vârful ei. Oh, ce idee grozavă! Dar n-avem foarte mult timp. Așa e, nu avem foarte mult timp. Peste 6 zile e duminică, când furnica regină va defila prin pădure în trăsura ariciului. Trebuie să o terminăm până atunci. Armata de furnici s-a apucat de treabă. Au început să taie și să bată cu ciocanul, respectând planul. Au muncit din greu, iar roata uriașă creștea cu fiecare zi. Dar curând a venit și ultima zi și apoi și ultima noapte. Nu vom termina, a spus una dintre furnici părând supărată. Să chemăm ajutoare, a zis altă furnică. Și au anunțat în pădure să vină să le ajute oricine poate. Bobiță, Buburuză, Păianjenul, Vandal, Baltazar, Săltăreața și Dima au venit cu toții. Dar oricât de mult munceau, tot nu le ajungea timpul. Vă
mulțumim că ați venit, dar tot nu vom termina până mâine dimineață. Ne trebuie și mai multe ajutoare. Luna vedea ce se întâmpla și i se făcu milă de furnici. A fluierat scurt, iar stelele adormite s-au adunat în jurul ei. Prietenii din pădure au privit uluit spectacolul stelar și s-au reapucat de treabă cu și mai multă energie. Și cu ajutorul stelelor au terminat foarte repede. Furnicele au construit și un motor pentru roata uriașă, iar aceasta o făcea să se învârtă. Când au terminat-o, toți au încercat-o. Mulțumim, Luna! Mulțumim, stele! Au strigat furnicele, dar ele plecaseră deja să sclipească în înaltul cerului. În dimineața următoare, furnica regină s-a urcat în trăsura ariciului Shoma și au început să defileze prin pădure. Au ajuns la deal și au rămas încremeniți. Am construit-o pentru tine! Au strigat toate furnicile deodată. Apoi au povestit furnicii regină cum s-a petrecut totul și au invitat-o să se dea pentru prima oară cu roata uriașă. Nu au trebuit să-i spună de două ori. A ocupat fericită un loc și s-a învârtit cu roata de mai multe ori.